Postul nu este plăcut omului bogat, dar este plăcut celui sărac. Postul este înviorarea trupului și înălțarea sufletului spre taine nepătrunse. Prin post cunoști taina lumii, prin post cunoști pe Satana, prin post cunoști pe Dumnezeu și pe tine însuți. Prin post descătușezi trupul de lăcomie, de lene, de furt, de minciună, de pismă, de răutate, de sudalmă, de batjocură, de fumat, de beție, de indiferență. Prin post, sufletul se înalță la slavă, pășind pe culmile cele mai îndrăznețe față de muritori, capabil de fapte mari față de tot omul ce este în suferință, capabil să înfrunte pe blasfemiatorii de om și de Dumnezeu, capabil să schimbe mersul de la rău spre bine, capabil să facă minuni pe pământ, precum s-a și făcut întotdeauna și se fac și acum de cei ce îl respectă. Postul nu este pentru cei proști, ci pentru tot omul și mai ales pentru cel înțelept, că înțeleptul își iubește viața și ca atare trebuie să iubească postul. Postul este o scânteie pe pământ și cine o vede își va aprinde lumânarea la ea, ca prin lumina ei să poată păși în viață și să treacă din fericire în fericire.